Pornim spre Chep. Spre Chep cu VIP-ul. Chep. Mergem de 2:30. Mai avem vreo o oră, cred că nu. What is your name, by the way? Paul. L-am întâlnit pe Paul din Manchester. Liverpool. Liverpool? Un adevărat călător. So that's, see, down that area, that's where the restaurants are. That used to be the old market. I think we stop here. And you will go down there. I don't know where you'll go. Still in English. Ciao. Have I got everything? Yes. Yeah. Yeah. Well. Power. Campot. Căci este ăla, Duriano. Duriano. Monumentul Durianului. Am ajuns după câteva ore bune. Am ajuns în Chep. La prima impresie nu pare, cine știe ce, plaja destul de slabă din ce am văzut din bus. Pare destul de pustiu acest loc. Căim. Captain Chim Guest House. Asta e. Un lup. Doi lupi. Suntem înconjurate lupi. Hello. Hello. Camera cu două paturi, camera cu pat matrimonial nu mai era disponibilă și ne-au dat altă cameră. $7.50 pe noapte. Avem apă caldă. Plus apă caldă, lux. Plus hamace. The most beautiful base in the world. Hai să vedem. Suntem rupți de foame, am ținut Ramadanul. I-am făcut semn doamnei cu baghetele, să vedem ce are. Suntem rupți de foame, căutăm ceva de mâncare de ceva timp și nu prea am găsit. Am dat de un coconut. Nici o zi fără coconut. Dar în final. Se doarme. Am mers ceva pe jos și încă n-am dat de mâncare ok. Am mers 4 km pe jos și am dat de plajă și gustări. Plaja din Chep. Creveți și peștișori. Ce să ne luăm? Ananas sau? Yes. $1 plus? Mango. Să începem cu niște fructe, da? Un dolaraș.
Asta e, care mai multe. Are și... Asta? Da. Ok. Yeah. Frug nou. Am descoperit un frug nou. Asta. E foarte plin de... apă. Apă și acru. Mi-a plăcat corcodul. Majoritatea oamenilor vin la plajă și iau câte un hamac unde pot face picnicul. Motocicliștii cu un booster trec, oprește, lua ceva, o înghețată, o mâncare. Berile. O mâncare la hamac. Patru pești cu $2. Ne-am băgat la o masă. Ne-am luat niște pești și acum carabe și sepia. Cu $10 poți să ții sepia și creveți. Nu prea ieftin în zona asta, dar... nu avem ce să facem. Delicios. 10 creveți, 4 pești. Nu ne-au ajuns nici la o măsea. Cea mai scumpă masă mâncată până acum în trip, $15. Pomii cu becuri. Ne-am spălat hainele și am găsit un loc de usca rufele. Luăm bilete spre Campot pentru mâine. $3 pentru 30 ceva de kilometri, nu? Sau câți kilometri? Sunt 50? Foarte scump. Asta e cea mai ieftină variantă cu Capitol. La alții sunt $4. Farmacie și cabinetul medical. Cumpăram o cremă pentru herpes. NHV8, a? Aciclovir. Uite, pentru tot felul de fuzioșenii de astea. Ți-a apărut un herpes. De la băută. Herpes zoster. Cap Market, mergem să ne luăm niște fructe. Nu prea e mare activitate la piață, poate că e duminică și toți piețarii sunt acasă. Sunt acasă. Plus înăuntru e cam închis. A, ba da, uite fructele. Fructe, fructe, fructe. Hello. Pineapple. Începem cu... aici ananas, 4 ananas și $1. Reveți. Sosă. Cred că-s bun, nu? Un pepenaș? Bagă-i. Fructe și legume. Ne aprovizionăm. Ardei un plus. Mai ai nhận năng độ man. Un auto camper, casa mobilă. Nu știu care, nu știu care.
Thank you. Supermarket. Am luat apă. 3 litri de apă costă $1. Micul dejun în grădină. O să testăm aceste noi fructe. Cred că au gustul la fel ca licii la ambutani. Foarte mișto locul cu grădină. Ai onoare. Se deschide ușor? Da. Ah, sunt la Africa rambutan. Da. Aha. Uite. Hop. Ce gustă? A crescut? Diferit de rambutan. Longan, așa se numesc. Au gustul, parcă au gustul puțin a durian combinat cu dulce. Dulce. Și înăuntru au un mare sâmbur. Asta e sâmburul. Are gustul de pepene galben combinat cu un gust floral. Zici că mănânci uneori flori? Cum e obișnuit să mănânce flori? Pepenele galben. E foarte dulce. Cum se deschide dragon fruitul? Foarte simplu. Fără cuțit. Se începe și se cojesc ăștia. Hop. Și apoi se ia ăsta. Hop. E, voilà. Ready to eat. Hai să vedem. Good? Dulce, acrișor. Cam așa și ard oamenii în chep pe hamace la plajă. Viu e frumos. Apa n-are o culoare prea ok. Tocmai din cauza asta nici n-am ieșit disperat să facem baie azi. Dar o să prindem apusurile. Uite, e și gunoi puțin. Nu se mai vede. Trebuie să mergem mai în față. Aha, acum se poate observa mai bine. Cam asta e filmul. Vii, îți iei ceva de mâncare și poți să stai gratuit în hamac, să te relaxezi. Și bineînțeles să mănânci crab, creveți și sepie la grătar. La fel cum am mâncat noi aseară. La faza e că nu pun sare și nu prea au gust. Asta e cel mai nasol. Azi mergem și mâncăm un orez. Tot orezul e bază. Da. Mega loc dubios. Dacă nu ești atent, faci un pas greșit, te-ai dus. Chiar și cu ventilator.
un loc de unde poți lua băutură rece. Asta e distracția. În zona asta închirezi o minunățenie de genul ăsta. Stai la hamac. Bine, în zona asta văd că nu e nimeni. Cred că poți să vii tu să te pui cu gustări la da frigorifică. În față sunt oameni și te întreabă, vrei să închiriezi ăsta? Trebuie să faci consumație la ei și un platou este cam, ce un platou, o farfurie, e cam $15. 12. Așa, 12. Da, dar nu știu, poate pentru mai multe persoane. Poate, da. La prima impresie pare foarte curat locul. Dar dacă dai puțin în stânga, sunt și gunoaie. Asta e moda. Ți-ai închiriat 4 hamace și te-ai băgat frumos. Fiecare foișor vine cu 4 hamace. Doar că nu prea e mișto, că nu ai viu. Ok. Adică unde e foișorul e curat, dar dacă te uiți vis-a-vis de el, e murdar. E voilà plaja! Unde se stă la fel, la măsuțe, se mănâncă. Cine este în față? Sirena din Chep. Sirena albă. Jos se pun ofrande. Ciumbuna. Are banane, apă. Peste tot se vinde sepie și calamari plus creveți.